Singur It's Coming Home, așa cum tot cântă englezii la fiecare turneu final, reușim să câștigăm Euro 2024 cu naționala Angliei, ne impunem în fața Portugalei cu 2-0 în finală, folosind ideile tactice ale lui Southgate din meciul cu Serbia. Și sincer, a ieșit o tactică foarte, foarte bună. Salut prieteni, bine v-am regăsit la un nou video Tactica Mea. După ce am urmărit meciul Serbia-Anglia, încă de la început, mi-au plăcut câteva lucruri la englezi. Mi-a plăcut ceea ce a încercat Southgate încă din start. Mi-a plăcut așezarea în posesie, în special. Au început englezii cu un 3-2-5 foarte, foarte agresiv, orientat spre atac, iar în afara posesiei au încercat ei un 4-4-1-1. Hai să intrăm un pic mai mult în detaliu și să vedem ceea ce au încercat englezii. În posesie, echipa a arătat ceva de genul cu o linie de 3 fundași. În partea dreaptă acționa Walker, în centru rămânea Stones, iar în partea stângă Guehi, în centru Trent Alexander-Arnold, care avea o libertate de mișcare foarte mare aici în partea dreaptă, în special combina el foarte mult cu Kyle Walker, care, spre surprinderea mea, mă așteptam să stea foarte mult în zona defensivă, însă a fost foarte, foarte ofensiv. A plecat foarte mult la învăluire, a plecat foarte, foarte aproape de bucăria sa cu de câteva ori, mă chiar mai mult că la un moment dat a avut o situație incredibilă în care putea să și marcheze. Trent de obicei a acționat în această zonă și a acoperit foarte bine partea dreaptă. În stânga l-au avut pe Declan Rice, care a avut o libertate foarte mare de mișcare. Din punctul meu de vedere, Declan Rice a fost unul dintre pionii foarte importanți în această tactică. În partea dreaptă, Bukayo Saka a acționat ca un winger, a ajutat foarte mult și pe faza defensivă și a stat foarte mult lipit de banda dreaptă. În stânga, Kieran Trippier, surprinzător folosit în banda stângă, fiind de picior drept, a avut un rol foarte, foarte ofensiv, un rol care l-a adus aici pe poziția de winger, lipit de banda stângă, ceea ce a adus lui Phil Foden o libertate de mișcare foarte mare. Phil Foden se simte foarte, foarte bine aici în zona centrală, între linii, venind foarte, foarte aproape de Bellingham și foarte aproape de Harry Kane. Lângă el l-am avut pe Bellingham și el cu o libertate foarte mare de mișcare, de foarte multe ori cobora în această zonă și acționa ca mijlocaș central, dar și de foarte multe ori acționa aici între linii sau chiar cedea mingea în adâncime sau chiar la goluri marcate, apare foarte bine din linia a doua și finalizează cu capul, iar în atac Harry Kane și el cu o libertate foarte mare de mișcare, dar a stat destul de ofensiv Harry Kane. Eram noi obișnuit să-l vedem pe el coborând destul de mult și ajutând pe faza de construcție, faza de posesie, însă de data asta Harry Kane a fost un atacant de careu clasic, un atacant care a ținut ocupați fundași adverși mai tot timpul. Pe faza defensivă au încercat ei un 4-4-1-1 foarte, foarte compact, cu Kyle Walker în partea dreaptă, Stones, Guehi în centru și Trippier în stânga. Bukayo Saka a coborat și el destul de mult, aceeași linie de 2 în centru, Trent cu Declan Rice, stânga Foden care cobora și el destul de mult în afara posesiei, Jude Bellingham rămânea destul de sus, rămânea foarte mult în această zonă între linii pentru a asigura contraatacul în caz că Anglia câștiga mingea, el putea ajuta fiind aproape de Kane, putea ajuta să contraatace Anglia destul de ușor având doi oameni acolo în atac. Plecând de la aceste idei tactice, hai să vedem ceea ce am reușit în FM24. Din păcate nu putem avea noi un data hub, nu ne putem uita cum a arătat data hub-ul, nu este același lucru ca la o echipă de club, însă putem arunca o privire pe ceea ce a însemnat statistica de la acest campionat european. Nu înțeleg de unde Belgia are 2,25 puncte per game. Belgia, fiind eliminată destul de repede la acest european, au ieșit din grupă 6-1 cu România, 3-1 cu Slovacia și 4-0 cu Ucraina, însă au pierdut 1-4 cu Franța,
și am plecat acasă. Noi însă am reușit să câștigăm toate partidele, am reușit să ne impunem în cele 6 partide. Am câștigat 2-0 cu Danemarca, 3-0 cu Serbia, 3-0 cu Slovenia. Un meci foarte dificil și neașteptat cu Georgia, ne-am pus cu 3-2 în prelungiri. După am scos Italia cu 2-1 în sferturi, în semifinale 1-0 cu Franța și 2-0 cu Portugalia. Ne interesează foarte tare ce s-a întâmplat de la sferturi încolo. Cu Italia am arătat senzațional, ba chiar mai mult, am avut și un penalti ratat prin Harry Kane. După, în meciul cu Franța, ne-am impus doar cu 1-0, era de așteptat, un meci foarte echilibrat, un meci decis de același Harry Kane. Iar în final ne-am impus 2-0 cu Portugalia, fără emoții, am dominat destul de clar, am fost mult peste adversari. Până la urmă a fost destul de meritat scorul în final. Revenind la statistici, apare că noi am scos 1.29 de puncte per game. Nu înțeleg cum, pentru că noi am câștigat toate partidele. În fine, am avut cele mai multe goluri marcate, 16, cele mai multe șuturi, 120, alături de Portugalia. Cele mai multe tackling-uri câștigate, 154, Portugalia a fost 119. Cele mai multe dribbling-uri, 153, Franța locul 2 cu 132. Cele mai multe meciuri fără gol primit, 5, Portugalia a avut 3. Și cele mai puține goluri primite, 3, alături de Germania și Scoția. A surprins foarte tare România la acest european. A avut un pass completion ratio de 92%, o posesie foarte bună de 59% pe locul 2 acolo în spatele Belgiei. De asemenea, România a avut parte de un turneu final foarte, foarte interesant. După ce au pierdut 1-6 cu Belgia, au pierdut și cu Ucraina 0-1. Însă s-au impus 1-0 cu Slovacia și avea să se califice mai departe cu doar 3 puncte România. A avut un bulan foarte, foarte mare. Asta pentru că Scoția, locul 3 aici, a adunat doar 2 puncte. Danemarca, locul 3 aici, a adunat 2 puncte, iar după au fost calificate 3 echipe cu 3 puncte și încă una cu 4 puncte. După ce a trecut de grupă, a jucat cu Elveția și a reușit să elimine Elveția în 16-im. Un meci dominat total de elvețieni, însă România, după ce ratase minutul 99 în penalti prin Răzvan Marin, a avut și un gol anulat prin Denis Man minutul 114, reușește să marcheze cele 5 lovituri de pedeapsă și să elimine Elveția în sferturi. După, în fața Portugaliei, au pierdut în semifinale cu 1-2, era de așteptat, Portugalia calitate mult, mult mai mare și se califică portughezii mai departe. A deschis scorul Cristiano Ronaldo minutul 6, însă golul a fost anulat. După Puskás marchează din penalti pentru 1-0, Ronaldo a egalat minutul 33 și Rafael Leão a marcat minutul 65 pentru portughezi. Ca statistică individuală, Jude Bellingham a ieșit în evidență prin 9 goluri marcate, Harry Kane cu 6, Phil Foden cu 5. Din punct de vedere al asisturilor, Harry Kane 4, Trent cu 3, 2 Jude, 2 Phil și 2 Trippier. Cu acestea fiind spuse, hai să vedem cum ne-am prezentat noi la acest campionat european, să vedem tactica folosită de noi. Și începem cu rolurile jucătorilor și instrucțiunile suplimentare. În poartă l-am folosit pe Pickford cu sweeper, keeper, support, tackle, harder. În partea dreaptă, inverted fullback, Kyle Walker, crossless often, run wide with the ball și tackle, harder. În stânga, complete wingback, support, Kieran Trippier, cross more often și tackle harder. În centru, Stones, dribble more și tackle harder ca ball playing defender defend. În stânga, Guehi, central defender defend cu tackle harder instrucțiuni suplimentare. Deep line forward support, Trent Alexander-Arnold cu dribble less, stay wider și tackle harder. În partea stângă, volante support, Declan Rice, more direct passing și tackle harder. În partea stângă, Phil Foden, inside forward attack, Sid Narrow
și tackle harder. În partea dreaptă, Bukayo Saka, winger attack, cut inside with the ball, shoot more often și tackle harder. În centru, Jude Bellingham, shadow striker attack, run from position și tackle harder. Iar în atac, Harry Kane, deep lying forward attack cu dribble more. Din punct de vedere al stilului tactic, am început cu o mentalitate pozitivă, în posesie attacking with fairly wide, play out of defense, passing directness shorter, higher tempo, mixed crosses, work ball into the box și run at defense, în tranziție counter press și counter active, distribute to fullbacks, take short kicks pentru portar, iar în afara posesiei standard defensive line cu high press line of engagement, much more often trigger press, prevent short goalkeeper distribution, get stuck in și drop off more. Pentru a și testa această tactică, mi-am propus eu să rejucăm finala cu Portugalia folosind această tactică a lui Gareth Southgate, să vedem cum ne vom prezenta noi în meci, să vedem dacă reușim să câștigăm și pe teren, pentru că în prima fază eu am simulat toate partidele, am folosit butonul de instant result și nu am jucat nicio partidă. Hai să mergem la meci să vedem dacă reușim să ne și impunem în fața Portugaliei folosind această tactică. Din păcate, nu putem alinia noi cel mai bun 11 pentru această finală. Avem doi accidentați, Pickford și cu John Stones. Avem și câțiva jucători foarte obosiți. Am avut noi doar 2 zile pauză de la ultimul meci cu Franța și probabil vom fi dominați din punct de vedere fizic de echipa Portugaliei. Însă mă gândesc eu să facem câteva schimbări, cel puțin Trent cu Phil Foden clar nu pot intra, probabil nici măcar 45 de minute nu pot duce ei. Hai să mergem la meci să vedem cum ne vom prezenta. Păi, astăzi vedem, în locul lui Trent va intra Kobbie Mainoo. Nu e același lucru, dar asta e. Phil Foden trebuie scos și el și va intra acolo Gordon, după care avem 1, 2, 3, 4, 5 jucători care sunt foarte obosiți și ei, dar îi lăsăm, sper să ducă măcar prima repriză, poate chiar undeva la 60 de minute. Trebuie să fim foarte atenți la naționala Portugaliei, pentru că au calitate foarte, foarte mare, au jucători foarte importanți și voi încerca să mă apăr împotriva mai câțiva jucători om la om. Foarte important acest lucru. În principiu mă interesează foarte, foarte clar să blocăm mijlocașii de bandă. Trebuie să fim atenți la cei doi, Bernardo Silva și Rafael Leao. Mă interesează foarte tare să ne blocăm la João Félix, clar, dar să-l și luăm pe Cristiano Ronaldo pe piept. Hai să vedem, Consa 14, Marquinhos 15, positioning, Guehi 14 cu 15, da, cam același lucru. Putem să coborâm cu fundașii laterali adverși, de ce nu? Bun, iar la mijloc, Pereira pare că va fi un pic mai ofensiv. Va veni aici Pereira, hai să vedem, Danilo Pereira. Iar în partea cealaltă putem să-l punem pe Jude Bellingham să coboare cu Vitinha. Bun, ăștia-s blocați. Hai să vedem dacă reușim să ne impunem în fața Portugaliei în finala Euro 2024. Foarte important să câștigăm această finală, pentru că de-aia am făcut această tactică până la urmă, dar mă interesează foarte mult să vedem ceea ce și-a propus Gareth Southgate la meciul cu Serbia, să vedem implementat și noi în Football Manager, și anume să vedem echipa cum arată în posesie, dar și în afara posesiei. Mă interesează foarte, foarte mult și pentru asta voi începe cu un full match să vedem dacă fundașii și mijlocașii noștri respectă ceea ce ne-am propus noi. Din start vedem Guehi, Consa și cu Kyle Walker linia de 3 defensivă. Trippier deja urcă destul de mult, rămân ăștia 2 la mijloc, iar după avem cei 4 din atac, o linie de 4 foarte, foarte ofensivă. Să vedem cum decurge acest atac. Jude Bellingham primește acolo între linii, însă pierde și
pune pe contraatac național a Portugaliei și o fază fixă aici pentru Cristiano, minutul 1, centrare însă respinsă de noi și avem un contraatac bun aici, Harry Kane însă nu forțează, îl așteaptă pe Bellingham, Bellingham pătrunde, dar din păcate greșește pasa. Pe faza defensivă suntem ușor surprinși, Trippier ajută acolo, Calor că vedem este foarte, foarte ofensiv, da, destul de greu ne retragem pe faza defensivă, dar vedem aici aveam linia de 4 defensivă, după care cei doi la mijloc și coboară atât Gordon Bellingham cât și Saka, coboară acolo și formă acea linie de 4-4-1-1 în spatele lui Harry Kane. E bine, cu acestea fiind spuse, hai să trecem la extended highlights și să vedem cele mai importante fazele acestei partide. Jude Bellingham centrează aici pentru Harry Kane, finalizare slab, recuperăm prin Guehi, Declan Rice poate să n-adâncime, dar pierdem acolo destul de ușor. Bukayo Saka pentru Kobe, Mainu, joacă pasta, minutul 8, Kobe Mainu deschide scorul în finală. Ce pătrundere, a reușit să recuperăm, mi-arătăm un pic mai de sus, aș fi vrut să văd faza, dar probabil voi da eu un pic înapoi să revedem faza din lateral, cum ne-am poziționat. Foarte bună pătrunderea lui Kobe, finalizarea senzațională, n-am ce să zic. M-a interesat pe mine să văd o reluare de undeva de sus. Da, de aici se vede cel mai bine, cred, nu? A fost o recuperare acolo, o pasă în adâncime, însă nu reușim acolo să primim acea minge în trimea adversă. Recuperează Kyle Walker, vedem linia de 3, Kyle Walker foarte ofensiv, Saka, Bellingham cu Kane, linia de 4, Trippier în banda stângă, Rice și Mainu în zona centrală. Walker joacă acolo cu Saka, Saka pentru Mainu și Mainu vine cu această finalizare. Bun, reușim să deschidem scorul în finală. Finalizare periculoasă aici, însă peste poarta lui Ramsdale. Ai, mă, nu cred așa ceva, mai primim o piedică, se lovește Gordon, l-aș băga pe Watkins acolo, în partea stângă. Faza fixă, Trippier pe Baradoa și Declan Rice face 2-0 pentru Naționala Angliei. După ce că avem 2 accidentați, se mai rupe încă unul, aveam și 2 jucători titulari scoși, am în față avem 6 titulari în minus în teren, care 2-0 pentru noi. Să vedem faza asta, scoate Ramsdale aici la Gonçalo Inácio și scăpăm la o fază destul de periculoasă pentru portughezi. Primește Harry Kane, Guehi desface la margine cu Trippier, Watkins primește acolo, însă întoarce Guehi. Guehi pătrunde, scoate Diogo Costa. Și avem parte de o fază fixă aici, Saka pe Baradoa, blocați însă. Un tackling foarte, foarte bun acolo, suprafața de pedeapsă, un nou corner, Trippier. Pe Baradoa iese prost Diogo Costa, dar nu profităm și Saka șutează foarte bine, da, Diogo e la post. Ocazie după ocazie la poarta portughezilor, pare că e numărată naționala Portugaliei, pare că încercăm noi să închidem această partidă destul de repede, pare că noi căutăm deja golul de 3-0. Și este un nou corner aici pentru noi, Trippier execută din nou în zona centrală, prinde Diogo Costa de data asta. O degajare lungă, e acolo Consa și recuperează, mai nu, însă greșește pasa, o nouă contră portugheză. Primește Rafael. Rafael o centrează pe Baradoa, are luare cu capul pe lângă. Deci nu cred așa ceva. O nouă accidentare, o nouă accidentare, bă, băiatule, bă. Nici nu mai vreau să mai număr câte accidentări avem pentru această finală.
Un ultim atac pentru englezi, dar probabil nu va fi nimic periculos. A reușit să recuperăm. Desface Harry Kane acolo, Declan Rice! 3-0, nu așteptam să se mai întâmple ceva aici. Mă gândeam că vor fi niște pase, papac și fluieră băiatul ăla. Harry Kane se întoarce superb acolo, Saka îl găsește pe Declan Rice venit din linia a doua și facem 3-0 înainte de pauză. Wow! Nu vine să cred ceea ce văd. Dăm de pământ cu Naționala Portugaliei, chiar dacă jucăm cu foarte multe rezerve. Bine, e mult spus rezerve pentru că sunt jucători cu calitate, jucători foarte, foarte buni, dar ținând cont că avem noi doi accidentați în această primă repriză, nu ne putem baza pe Pickford în poartă, pe John Stones în centru, nu intrăm din primul minut la mijloc, n-am intrat cu Trent, n-am intrat în partea stângă cu Phil Foden, după care acum la pauză va trebui să scoatem și pe Bukayo Saka. Nu putem să riscăm acolo cu el pentru că deja este foarte, foarte obosit. Mai avem încă 3 jucători foarte obosiți. Hai să vedem dacă reușim să ducem cu bine la final această finală, care a arătat incredibil de bine. O tactică care se pare că este senzațională din punct de vedere ofensiv, foarte greu de apărat în fața acestei tactici. Reușim să respingem acolo, dar portughezii rămân periculoși, însă scăpăm. Reușim să pasăm greșit acolo, recuperează Portugalia. Vitinha. Pentru Rafa Leao, din nou Vitinha întoarce cu Inacio, primește João Felix pentru Pereira, mai departe Semedo scoate Ramsdale. Bună intervenția lui Ramsdale. Bun. Nouă finalizare peste. Aruncă Walker de la margine, Jude Bellingham blocat acolo, Kobe Mainu scoate Diogo Costa din nou. Foarte bună portarul portughez, câteva situații incredibile scoase și chiar și așa este 3-0 pentru echipa noastră. Minutul 70, avem probleme destul de mari fizice, dar nu prea mai stăm pe picioare, Declan Rice nu mai poate, îl băgăm pe Conor Gallagher acolo și Kyle Walker cu Joe Gomez, nici el nu mai poate. Schimbăm destul de mult, dar nu cred că putem avea noi emoții acum pe final, avem un 3-0 destul de liniștitor, dar Rafael Leao putea să readucă Portugalia aici în meci, Ramsdale să face un meci mare, scoate din nou 1-1 cu atacantul portughez. Un nou atac portughez, Vitinha întoarce cu Inacio, João Felix pentru Rafael Leao. Foarte greu de blocat acest Rafa Leao, dar Ramsdale închide poarta din nou. Semedo reprimește, Nelson Semedo, centrare pe bara a doua, Joe Gomez acolo, vine însă Guerreiro, Rafa Leao, Pereira pentru Inacio, Guerreiro. Reușim însă să blocăm, da, vedem defensiva noastră, 1, 2, 3, 4, îl avem aici pe Mainu care vine aproape de João Felix, Gallagher cu Bellingham, Palmer în dreapta, Watkins în stânga și Harry Kane rămâne singurul în atac. Plecăm pe un contraatac aici, Jude este liber, mai departe cu Palmer, dar se apără, vine Portugalia. Joacă lungă Diogo, devine pe spate, atent însă Guehi, pierdem duelul acolo cu Guerreiro, revine însă Palmer. Joe Gomez din prima pentru Palmer, ieșim foarte bine din pressingul Portugaliei, scoatem ușor prima linie de pressing, bună pasă la margine pentru Luke Shaw, Luke Shaw centrează pe bara a doua, Palmer ia însă, atent Diogo Costa. Ar fi super dacă se termina 3-0 fără să primim gol la această partidă, pentru că Portugalia a avut câteva situații foarte, foarte bune, însă Ramsdale și-a făcut treaba. Peste așteptări, peste așteptări, ce pasă, dar din nou Ramsdale este la post. Da, din punct de vedere ofensiv am arătat senzațional, din punct de vedere defensiv am suferit destul de mult, însă am avut un Ramsdale în poartă incredibil, a scos tot ce se putea scoate și din nou Ramsdale la post. Da,
scoate și acest șut al lui João Félix din vincul. Corner aici, respingem. Palmer pentru Watkins, dar e blocat acolo. Intrăm în prelungiri, Diogo Costa joacă lung, câștigăm duelul aerian, câștigăm și mingea a doua și rămânem în posesie. Guehi urcă cu mingea la picior, combină cu Luke Shaw. Mai departe, Oli Watkins, Mokobi mai nu pentru Cole Palmer. Prinde Diogo Costa aici, incredibil. Din nou lung, pierde duelul la cap, Rafa Leao, până la urmă marchează, câte să rateze și Rafa Leao. Marchează în prelungiri, dar pierdem aici duelul la cap prin Joe Gomez, iar după n-am înțeles aici cum s-a dat pur și simplu la o parte, ce acțiune are Rafa Leao și finalizare perfectă. Primim gol în ultimul minut, din păcate. Ultima fază, hai să vedem dacă reușim să mai marcăm noi odată aici. Harry Kane reia, dar Diogo Costa e la post. Și se termină. It's coming home. Anglia câștigă campionatul european 2024 cu o tactică inspirată de ceea ce a arătat Anglia la meciul cu Serbia, inspirat din ceea ce a vrut Gareth Southgate să arate la această partidă. Da. Reușit să câștigăm campionatul european cu naționala Angliei. Am jucat noi doar finala, dar nu contează, nu contează, pentru că finala a fost una foarte frumoasă, s-a jucat foarte frumos. O echipă foarte ofensivă, naționala Angliei, am avut noi foarte multe situații, am reușit să marcăm de 3 ori, am și zis, defensiv am avut probleme, e de așteptat când joci atât de ofensiv, s-a văzut acest lucru pe faza ofensivă noi, atacam cu 6 jucători, rămâneau doar 4 în defensivă și automat pe contră eram noi surprinși destul de ușor. Vedem naționala Portugaliei un XG ușor mai mare față de noi, 2-0-9, noi am avut un 95, 8 șuturi ei pe poartă, noi 9 șuturi. Doi portari foarte buni, deși Diogo Costa are 6-4, după părerea mea a scos niște situații incredibile, a scos niște situații foarte, foarte mari pentru naționala Portugaliei și scorul putea fi chiar mai mare. Am uitat un singur lucru, dar deja se știe acest lucru, cum ne așezăm noi la fazele fixe, același lucru defensiv, încercăm să ne apărăm zonal cu 5 jucători, 3 jucători player mark și 2 pe edge of the area. Din punct de vedere ofensiv avem 2 rutine, una pe prima vară, una pe bara a doua, iar la aruncările de la margine n-are rost să mai menționez, pentru că oricum nu reușesc să mă apăr la aruncările de la margine, ce aș face. E bine, dacă ți-a plăcut acest video, un like acolo, te rog frumos. Dacă vrei să încerci și tu această tactică, îți voi lăsa un link în descriere de unde poți downloada tactica gratis de pe Discordul meu. Și până data viitoare, v-am pupat, respect maxim!